Neața. Nope. No. Nu. Nu. Nu o să se schimbe. Ce vreau să spun este că un om, oricât de multe ți-ar promite și indiferent cine este, că e mama ta, că e fratele tău, că e sora ta, că e iubitul tău, că e copilul tău, că e oricine, oricine, nu o să se schimbe. Dacă ai stat de vorbă și i-ai zis ce te deranjează și el ți-a spus că a înțeles și că o să facă mai bine și că aiure. Nu. Nu. Vorbe goale, în tramvai. Nu o să se schimbe, nu o să facă nimic în sensul ăsta, pentru că oamenii nu se schimbă decât din câteva mici motive care sunt foarte specifice și o fac doar pentru ei. Nu o fac pentru noi, nu o fac pentru restul lumii. Putem să ne rugăm de ei, putem să implorăm, putem să facem ce de dragul copiilor, de dragul sănătății. Nu. Dacă el nu vede valoare, motivul ăla nu o să se schimbe niciodată și niciodată nu o să se schimbe pentru altcineva. Așa cum de altfel nici noi nu ne vom schimba pentru altcineva. Nu vă mințiți cu ideea că, Doamne, pentru Xulescu aș putea să fac. Nu. Nu e adevărat. Nu. Nu am face nimic. Nici noi nu ne-am schimba. Dacă, nu știu, poate pe moment când zici chestia asta, ai tendința să urmezi un tipar nou sau să faci lucrurile diferit, dar ulterior, ușor, ușor, începi să intri în normal, în obiceiurile tale clasice, în rutina ta clasică și să faci lucrurile la fel. Așa că nu poți avea pretenția la ceilalți din jur să se schimbe. Cu cât realizezi și accepti mai devreme că un om este așa cum se prezintă și cum îl descriu faptele, acțiunile și vorbele sale, cu atât vei suferi mai puțin. Cu atât îți vei lua o durere mai mare de pe cap. Pentru că vei accepta realitatea și pentru că totul o să fie clar. Și vei ști că nu, omul ăla nu o să se schimbe. Pentru mine. Pentru nimic în lume. Nu. Nu. Oamenii nu se schimbă pentru alți oameni, se schimbă pentru ei. Și motivele, din nou, repet, motivele trebuie să fie foarte specifice pentru ei ca să se schimbe. Un om nu o să scape de alcoolism decât dacă își propune chestia asta dintr-un motiv foarte specific. Nu o să o facă nici pentru copii, nici pentru partener, nici pentru casă, nici pentru nimic în lumea asta. Un soț care înșală și este prins că a înșelat, credeți că o să se schimbe? Nu. Nu o să se schimbe doar pentru că a fost prins. Și pentru că a fost târât într-un circ în jurul lui și toate cele. O să facă la fel, ba poate chiar mai rău. Prin urmare, nu mai are sens să așteptăm ca lumea din jurul nostru să se schimbe când vrem noi. Trebuie să-i luăm pe oameni așa cum sunt. Să-i acceptăm așa cum sunt, să deschidem ochii și să realizăm că ăștia sunt. Nu să le punem fundițe, floricele, să-i punem într-o lumină benefică, să nu știu ce, și să-i ridicăm printre zei și după aceea când fac cât un lucru rău să ne mirăm. Da, de ce a făcut treaba aia? Păi așa a fost tot timpul, doar că nu l-ai văzut tu. Înțelegeți? Și nu, nu se vor schimba. Deci asta e concluzia la care am ajuns. Și am experimentat lucrul ăsta și cu prieteni care îmi cereau ajutorul. Ajută-mă că vreau să mă schimb, vreau să fac ceva mai bine în viața mea, vreau să-mi iasă, vreau să... Nu le-a ieșit nimic. Că de fapt nu voiau. Voiau să schimbe doar un anumit lucru insignifiant, pe căruia nici măcar nu i-au dat importanță, nu de fapt tot comportamentul lor, ceea ce ar fi presupus de o adevărată schimbare. Și atunci e clar că n-au vrut să se schimbe, adică în realitate n-au vrut să se schimbe. Și cu prieteni, și cu cunoștințe, și cu oameni cu care am lucrat, tot timpul mi s-a întâmplat că, vai, vreau să fac mai bine, vreau să fiu mai bun, vreau să mă schimb, vreau să... Nu, nu s-a schimbat nimeni. Și cu cât accepti chestia asta mai repede, cu atât îți eviți o doză foarte mare de suferință. Și eviți încurcături și eviți complicații. Ăștia sunt oamenii și când
îți arată cine sunt cu adevărat, ar fi bine să vedem chestia asta și să acceptăm chestia asta fără să găsim scuze și fără să le găsim circunstanțe în care, a, păi stai mă, că a reacționat așa pentru că era stresat și a făcut nu știu ce. Așa e, reacționează el în general. Ăsta este. El, ăsta e. Știți cum e? Cel mai bine vezi un om cum este când e obosit sau când e nervos. Atunci îți dai seama cum e el, de fapt, care e caracterul lui. În funcție de cum reacționează. Când e obosit, pentru că în momentul în care este obosit, nu se mai poate controla atât de bine și nu mai poate ține o mască sus. Și când e nervos, la fel, pentru că nu, obiectivul lui principal nu este să țină masca, ci să să-și rezolve nervii, într-un fel sau altul. Și atunci vezi exact cine este un om. Dacă îl vezi cum reacționează și nu-ți place de el când e nervos, cum se comportă cu alții, cum vorbește și așa mai departe, e clar că nu este omul pe care trebuie să-l alegi. Sau că... Așa, și când e obosit, la fel. So, da. Learn my lesson. Învățați din greșelile mele și ascultați-mă că nu, oamenii nu se vor schimba pentru nimic în lume și... N-are sens să așteptați să se întâmple treaba asta. O să vă treacă viața așteptând ca ceilalți să se schimbe pentru voi sau cum vreți voi și lucrul ăla nu o să se întâmple și o să muriți dezamăgiți de treaba asta. Trust me on this.